să salut membrii comisiei prezenți fizic sau online la această susținere. Vreau să salut și participanții din public care ne onorează astăzi cu prezența și cu interesul de care se pare că se bucură teza doamnei Alexandra Fuidu, pe care împreună cu doamna profesor Dan Trisioan de la Universitatea Mihai Popa din Iași am avut privilegiul să o coordonăm. Teza este în sociologie, dar tema este una de interes pentru bioetică și pentru politicile publice, construcția politicilor publice, și ca atare am considerat necesar ca un expert la nivel mondial în domeniul bioetic, cum este doamna Beatrice Ioan, să ni se alăture în supervizarea acestei teze. Pe aceste preliminari, încă o dată, vă mulțumesc pentru onoarea de a fi alături de noi. Mulțumesc de asemenea și colegilor din Comisia de Îndrumare, care au fost alături de noi pe parcursul acestor 4 ani și au și a căror expertiză, cel puțin în partea de statistică aplicată în cercetările sociale, a fost absolut binevenită, pentru că lucrarea, așa cum puteți observa, are o componentă statistică amplă și un nivel de expertiză statistică necesară, mă trisesc că pe alocul mă depășește și atunci am apelat împreună cu candidata la expertiza statistică la Universitatea profesor Adrian Hatos, care ne-a acordat-o cu bunăvoință și cu eficiență pragmatică. Sigur că nu voi da citire a ceea ce am prezentat în referat. Referatul va fi disponibil la dosarul acestei susțineri. Doar câteva comentarii. Alexandra Fuidu provine din spațiul juridic și intenția în care, pe baza căreia domnia sa s-a alăturat demersului sociologic, este acela de a construi politici publice bazate pe evidențe, și cele mai bune evidențe sunt cele bazate pe chestionarea subiectelor din mediul social și pentru a vedea în ce măsură o astfel de tehnică sau astfel de tehnici pot fi sau nu acceptabile și dacă da, din ce perspectivă, dacă din perspectivă etică, dacă din perspectivă socială. Și aici poate că, în cel puțin în prezentare, mi-ar fi plăcut mai mult să se accentueze pe relația dintre acceptarea etică și cea socială și să vedem în ce măsură, și aici, sigur, problema planurilor de analiză pe care doamna doctorandă a folosit-o este evidentă, în ce măsură vorbim de acceptare etică și de acceptare socială, dacă ele sunt diferite, dacă oamenii au o conștiință etică și spun este acceptabil din punct de vedere etic, este inacceptabil din punct de vedere etic, dar este acceptabil social sau nu, dacă acceptabilitatea de care vorbește Alexandra este într-adevăr o potențialitate și acceptarea, așa cum prezintă domnia sa pe plan, și acceptarea devine diferită pe măsură ce trecem spre implementarea unor astfel de tehnologii, pentru că potențialea poate fi o tehnologie, poate fi acceptabilă sau inacceptabilă, în practică, practica ne poate dovedi altceva și atunci iată că am putea să discutăm pe această problemă și aici spuneam că domnia s-a făcut o distinție foarte clară între un plan etic general, un plan al celor apropiați, un plan personal și așa mai departe și aici probabil că ar fi putut să facă o jonțiune mult mai explicită, cel puțin în această prezentare, între zona bioeticii, a eticii aplicate
și zona sociologiei, pentru a nu părea că facem două cercetări distincte care să fie simultane. Sigur, teza nu este în această direcție, teza integrează partea etică cu cea sociologică și este o teză de sociologie, dar privită din perspectivă transdisciplinară și multidisciplinară. Sigur că aș vrea să subliniez meritele pe care această teză în mod evident le are, anume de a aduce în câmpul bioeticii reflecția sociologică și a face ca bioetica să devină mai orientată către realitatea socială, pentru că foarte mulți confundă bioetica cu etica filozofică și cu componenta filozofică inevitabilă a bioeticii sau, sigur, cu cea strict normativă, juridică, și că, iată, în bioetică se poate vorbi și din perspectiva sociologică și din perspectiva acestei cercetări cantitative pe care doctoranda a privilegiat-o și că astfel putem gândi o îmbogățire a bioeticii. Invers, în momentul în care aducem tematici din sfera de interes al politicilor publice, a construcției politicilor sanitare în sfera sociologică, vedem că sociologia poate să aibă ceva de spus despre cât de depărtate sunt aceste politici sociale de ceea ce publicul larg dorește. Și poate că această dimensiune pragmatică reală a tezei ar fi trebuit mai bine subliniat în această nu scurtă prezentare. În rest, celelalte observații sunt prezente în referat. Mi-a fi plăcut, sigur, și o latură construcționistă, pentru că sunt de formare social-construcționist și mi-a fi plăcut această abordare să fie și ea cel puțin parțial prezentă în teză, dar fiecare doctorand își alege până la urmă universul epistemologic în care vrea să-și realizeze cercetarea și ca atare nu pot decât să o felicit pe doctorandă pentru efortul susținut și dimensiunea amplă a lucrării care se încadrează formal în cele 200 de pagini, pentru că restul sunt anexe, mai multe decât lucrarea propriu-zisă. Dar n-a putut să se abțină să facă o teză de 200 de pagini, a trebuit să facă una de 400 și ceva, dar a spus, ei, aici se oprește teza, restul sunt anexe. Eu îți mulțumesc tuturor și cam atât am avut de spus. Mulțumesc, stimate coleg.